Bună dimineața, doamnelor și domnilor, din nou împreună la Antena Trepitești, emisiune matinală de servit cafeaua cu piper și astăzi am ajuns la zi de joi. Este 24 octombrie, ziua Organizației Națiunilor Unite, cea mai importantă organizație internațională din lume. Potrivit Wikipedia, în anul 1947, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a declarat 24 octombrie ziua aniversară a Cartei Națiunilor Unite, care va fi dedicată informării popoarelor din lume despre scopurile și realizările acestei organizații. Noi mergem mai departe, pregătim știrile locale în câteva momente prezentate de Cristina Munteanu, apoi ne ocupăm de presa scrisă, dezbatem subiectele zilei în compania jurnalistului George Olteanu, redactor la ziarul Argeșul. Iar în partea a doua a matinalului stăm de vorbă cu un doctor în istorie și nu întâmplător, pentru că mâine sărbătorim Ziua Armatei Române, zi de cinstire pentru eroismul și jertfele prin care oștirea noastră și-a îndeplinit misiunea nobilă de a apăra unitatea națională și integritatea teritorială a statului român. Domnul Cornel Popescu, directorul Muzeului Județean Argeș, va fi invitat la o cafea cu piper. Dana Popescu sunt eu, rămânem împreună la Antena Trepitești. Bună dimineața tuturor! Cristina Munteanu, bun găsit la știrile Antena 3 Pitești. Accident feroviar la Țițești. O mașină a fost pulberată de un tren. Din fericire, șoferul și cei doi pasageri aflați în autoturism au scăpat cu viață. Mașina în care se aflau cele trei persoane a fost lovită de un tren Regio pe o trecere la nivel cu calea ferată din comuna Țițești. Autoturismul, surprins de tren, a fost izbit în partea laterală din spate. Se pare că șoferul, un tânăr din localitate de 23 de ani, nu a oprit pentru a se asigura la trecerea la nivel cu calea ferată, o trecere fără bariere, și a fost acroșat de trenul care circula din direcția Golești către Câmpul Lung. La fața locului au intervenit pompierii cu un echipaj cu auto specială de intervenție și stingerea incendiilor, dar și un echipaj de la ambulanță. Toate cele trei persoane din vehicul au scăpat ca prin minune și au coborât singure din mașină. În urma accidentului, dintre cele trei persoane, doar o femeie a fost rănită ușor și transportată la spital. S-a asigurat, l-a lovit, l-a aruncat în corupiște, nu sunt morți. Au fost percheziții în Argeș la persoanele bănuite că jefuiau în trafic. În urma acestor percheziții, 11 bănuiți de furturi și tâlhării prin metoda distragerii atenției pe autostrăzi și drumuri naționale au fost duși la audieri. 9 percheziții au avut loc miercuri dimineața la locuințele a 11 persoane din județul Argeș, suspectate de comiterea unor furturi și a unor tâlhării pe autostrăzi și drumuri naționale. Polițiștii din cadrul Poliției orașului Găiești, sprijiniți de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Dâmbovița și criminaliști, în colaborare cu efective de la Inspectoratele de Poliție Argeș și Giurgiu, au efectuat perchezițiile domiciliare în localitățile Pitești, Mălureni, Bascov și Merișan, la aceste persoane care se foloseau de metoda distragerii atenției. În consecință, 11 persoane cu vârste cuprinse între 21 și 46 de ani sunt bănuite că ar fi săvârșit faptele în perioada 2018-2019 pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale din țară. Astfel, au fost puse în executare 11 mandate de aducere, persoanele depistate fiind duse la sediul Poliției orașului Găiești pentru audieri și dispunerea de măsuri legale. Pentru câteva zile, Argeșul devine capitala sănătății din România. Peste 1000 de invitați profesioniști în domeniu participă la o conferință națională pe teme medicale. Asta pentru că medicina de familie împlinește 20 de ani de existență în România. Timp de 5 zile în Pită se va desfășura conferința națională cu participare internațională intitulată Colaborarea interdisciplinară pentru viitorul sănătos al populației, 20 de ani de reformă sanitară. Deschiderea oficială va avea loc joi, 24 octombrie, ora 11, la Universitatea Constantin Brâncoveanu, unde au confirmat prezența mai multe personalități din lumea medicală. Așadar, conferința va reuni la Pitești peste 1000 de participanți. Prin organizarea acestei conferințe naționale se dorește ca medicii de familie, care sunt interfața sistemului medical cu pacientul, să fie permanent ancorați la ultimele noutăți și să aibă la îndemână instrumente de informare și formare profesională de cea mai înaltă calitate. Această conferință poate va fi cea mai importantă și cea mai mare care a avut loc în ultimii ani din punct de vedere medical în județul nostru.
Este mare pentru că va avea peste 1000 de participanți. După număr, am putea spune că este un adevărat congres. Este importantă pentru că la această conferință vom avea plăcerea să avem invitați și conferențiari, personalități deosebite ale medicinei românești, din toate specialitățile. Teme variate cu profesori renumiți, atât profesori argeșeni care își desfășoară activitatea, deci în diferite centre universitare, cât și cu alții profesori. De asemenea, am încercat și sper să avem ca invitați și reprezentanții de seamă ai sănătății, mă refer la Ministrul Sănătății, la președintele casei și președintele celor două camere, Senat și Camera Deputaților, strict pe Comisia de Sănătate. Evenimentul este organizat de Societatea Națională de Medicină a Familiei și Asociația Medicilor de Familie Argeș. Problematica actuală abordată în sala Ars Nova a Centrului Cultural Pitești, ce înseamnă toleranța din mai multe perspective în societatea contemporană, a fost subiectul prezentat de conferențiarul dr. Marius Andreescu. Ajuns la a doua ediție, proiectul cultural-educativ Cultură și Credință în Societatea Contemporană a pus în lumină apanajul umanității, toleranța într-o societate democratică din mai multe aspecte, printre care și cele juridice și teologice. Trăim într-o lume a diversității. În același timp, trebuie să avem în vedere și ideea de unitate, unitate existențială, care a fost permanent avut în vedere în gândire și în, să spunem, preocupările juriștilor, teologilor și filozofilor. În contextul acesta, sigur că se pune chestiunea, se pun probleme interesante, fundamentale, cum ar fi cele ale respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, a respectului pentru individualitate, pentru personalitate, a respectului interstatal, într-un cuvânt, a ideii de coexistență socială. Coordonatorul tematicii, conferențiarul universitar dr. Marius Andreescu, a vorbit și despre limitele toleranței în doctrina creștină. Dacă ne uităm și citim tot Evangheliile, vom constata că, sigur, Mântuitorul n-a fost tolerant, totuși, cu modul de a fi al fariseilor, de exemplu, cu fățărnicia. N-a fost tolerant cu păcatul, în primul rând, dar a fost tolerant cu omul, cu omul ca atare, cu cel care păcătuia, cu cel care avea nevoie de ajutor. Pe acesta l-a ajutat. Nu a făcut compromisuri. Însă, întotdeauna s-a dedicat omului. El, Mântuitorul, spune la un moment dat că n-am venit pentru cei drepți și pentru cei păcătoși care au nevoie de ajutor și de mântuire. Marius Andreescu a citat și din filozofi celebri, printre care și gânditorul oriental Dalai Lama, cel care consideră că atunci când înveți să fii tolerant, dușmanul tău ți este cel mai bun profesor. Fundația Culturală Ilfoveanu a găzduit lansarea de carte a publicistului Nicolae Badiu. Calinic Argeșanu la Vama Vremii este o carte de interviuri care descoperă frânturi din înțelepciunea ierarhului și vorbește despre bucuria de a fi credincios. Calinic Argeșanu la Vama Vremii, ultimul volum al editurii Arhiepiscopiei Argeșului și Mușcelului, este darea de seamă a părintelui Calinic Argeșanu. Publicistul Nicolae Badiu adună într-o carte de interviu adevăruri filtrate de paradisul din inima ierarhului, gânduri pozitive pentru cei care îl caută, călători pe Dumnezeu. O călătorie frumoasă care durează toată viața și începe din copilărie. La Vama Vremii este un generic al unei emisiuni TV pe care o administrez, o realizez eu de mulți ani și s-a întâmplat să avem dialoguri în mai multe serii acolo și la un moment dat să ne vină ideea să așezăm pe hârtie într-o redactare care să țină în pagină convorbire, dialogul de acolo. La Vama Vremii, lansată la Fundația Culturală Ilfoveanu, a fost prilej de întâlnire a părintelui Calinic Argeșanul cu tinerețea, sfioasă în fața misterelor, însă dornică de revelație. Elevii Colegiului Brătianu au avut parte de dialoguri sfătoase, pline de miez și înțelepciune. Omul este dat, ajunge că plânge atunci când se naște, sigur. E primul plâns a pruncului când a intrat în lumea aceasta. După aceea însă noi avem chemarea în jurul nostru să semănăm florile bucuriei. Iar când ne apucă bâzdâcul, cum se spune, pe cineva neapărat sau
în casă, soțul, soția, copiii, tinerii nemulțumiți, profesorii nemulțumiți, edilii nemulțumiți, toate celelalte, toate acestea provoacă întristări foarte grave. Și întristările acestea percutează nu atât asupra celor din jur, cât mai ales împotriva ta însuți. Publicistul Nicolae Badiu a reușit prin lansarea cărții sale să ofere piteștenilor și o seară culturală de excepție. Nicoleta Dascălu s-a impus la un turneu ITF în Ungaria. În semifinale, argeșanca a trecut chiar de Irina Begu, locul 115 în lume. Turneul de tenis din Ungaria, dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, a fost câștigat de Nicoleta Dascălu, sportiva piteșteancă, impunându-se cu 7-5, 6-2 în fața conaționalei Irina Maria Bara după un meci ce a durat o oră și 43 de minute. Ocupanta poziției 391 în clasamentul WTA, Nicoleta Dascălu, sportivă venită din calificări, a produs în semifinale prin victoria în fața Irinei Begu, a doua favorită, cu 6-4, 6-0. Pentru sportiva pregătită de Eduard Angelache, aceasta este cea mai bună performanță a carierei sale la 24 de ani. Ea va urca 105 locuri în clasamentul mondial în urma acestei competiții. Este al cincilea titlu în proba de simplu pentru Nicoleta Dascălu în carieră, după cele din 2014 la Arad, 2015 și 2017 la Antalya și 2017 la Focșani. Începând de luni, Nicoleta Dascălu va fi a 286-a jucătoare din lume. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile de la Pitești. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu Antena 3. Ne reîntâlnim mâine la aceeași oră. La revedere! În data de 25 octombrie, agenția de recrutare și consultanță ECIM organizează la Pitești, la Hotel Ramada, cafeneaua cu joburi, un alt fel de târg de locuri de muncă. Evenimentul este susținut de OLX, locuri de muncă în calitate de partener principal. Cele două serii de evenimente desfășurate până acum în regiunea Moldovei au adus peste 6.000 de oameni în căutarea unui loc de muncă și peste 75 de firme pregătite să angajeze. Cafeneaua cu joburi nu este doar un târg cu locuri de muncă, ci un loc în care participanții primesc consiliere și orientare în alegerea unui loc de muncă. Pot afla informații despre firmele participante și detalii despre condițiile de salarizare și beneficiile oferite. Trebuie menționat faptul că joburile puse la dispoziție se adresează tuturor categoriilor de vârstă, cât și diferitelor niveluri de pregătire, de la muncitor necalificat la persoane cu studii superioare. Cafeneaua cu joburi este un eveniment care vrea să provoace argeșenii să-și cunoască angajatorii, să exploreze posibilități și să pună întrebări. Cafeaua este liantul perfect pentru a începe o conversație. Totodată, cei care au dificultăți în redactarea CV-ului sau nu au unul la îndemână beneficiază de consultanță gratuită de la personal specializat și au în același timp ocazia de a se înregistra în bazele de date ECIM. Organizatorul evenimentului este o companie de recrutare specializată în găsirea omului potrivit pentru jobul potrivit. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, a sosit momentul să răsfoim ziarele locale, dezbatem subiectele zilei, astăzi în compania jurnalistului George Olteanu, redactor la ziarul Argeșul, pe care îl salut chiar acum. Bună dimineața, George! Bună dimineața! Bine ai revenit! Bine v-am regăsit, ca de obicei, cu mai puțină lumină de data asta, că s-a micșorat și ziua și... Ne vom obișnui, trecem și la ora de iarnă, asta este. Avem informații interesante și astăzi ce ne propune ziarul Argeșul, te rog. Propunem un subiect, să spunem, exclusiv, din câte credem noi. Am fost primii la Slobozia ieri, unde a început, după cum am informat, gazarea celor 20.000 de porci în încercarea de a stopa până la urmă pesta porcină. Este un foarte complicat, pentru că ne-am mai interesat, am aflat cum funcționează virusul ăsta, cum se transmite, cum... Așa. Și, din câte am înțeles, e suficientă o mică breșă într-o fermă, să spunem, că nu mă refer la gospodării de-astea izolate, că au mai fost cazuri cu gospodării izolate. De data aceasta este vorba de o fermă
20.157 de exemplare sacrificate. Există riscul, în urma unei evaluări, să vedem ce spun autoritățile, noi sperăm să nu se întâmple, să ia decizia să ucidă și alte 30.000 de exemplare pentru a izola focarul, cum ar fi, că pesta asta este, se răspândește încet și sigur, cam așa ar putea fi definit. Da. Adică, și este o problemă care durează de ceva vreme în județul nostru. Sper că autoritățile să găsească, iată, soluțiile potrivite și cât mai repede pentru a stopa acest flagel în urmă. Așa. Bun, alte subiecte din ziarul Argeșul, dacă nu mai ai alte completări la acest subiect, te-aș ruga să mergem mai departe. Pot să trec un pic în partea administrativă, bine, deși până la urmă cred că și PESTA e tot ține de administrație, poate aș spune la nivel central mai mult, dar de data asta am un subiect cu administrația locală de la Schitu Golești, care a reușit să reconstruiască, să refacă un pod în 6 luni. Da, cum nu sunt specialist, nu pot să apreciez dacă e mult sau puțin, dar față de ce văd cum se execută lucrări în județ, în general, aș spune că 6 luni este un termen excelent de realizare și important, bani de la bugetul local, deci nu au stat după nu știu ce ajutoare, l-au făcut, felicitări! Aș vrea în continuare să vă citesc subiectele de primă pagină a publicațiilor săptămânale ajunse la redacția Antena 3 Pitești. Iată, Atitudine în Argeș se întreabă pe prima pagină, 60 de ani de existență, sărbătoare sau parastas? Institutul de Cercetare Viticolă de la Ștefănești, între datorii uriașe, salarii restante și terenuri retrocedate, detalii picante aveți în paginile 4 și 5 din săptămânalul Atitudine în Argeș. Impuls de Argeș titrează pe prima pagină despre jocuri și interese pentru șefia Apia Argeș. A mai rămas doar o săptămână până se va organiza concursul pentru șefia Apia Argeș. Spiritele sunt încinse, iar taberele sunt împărțite. Pentru cine se trag sforile? Dezvăluiri în pagina 3 din Impuls de Argeș. Iar subiectul de primă pagină a săptămânalului, ancheta, iată, tragedia din Maramureș se poate repeta oricând și la noi. Silvicultorii argeșeni sub teroare, case și mașini incendiate, amenințări în stil mafiot. În Argeș, după cum declară șeful direcției silvice Argeș, Armand Chiriloiu, agresiunile sunt la ordinea zilei, însă, din fericire, niciodată nu s-a ajuns la crimă. Dar, detalii în pagina 5 din săptămânalul Ancheta. Și mergem mai departe, doamnelor și domnilor, continuăm cu informații din ziarul Argeșul. George? Da, este de menționat și faptul că ieri, în sala de ședințe a Filarmonicii, s-a semnat un contract pentru modernizarea colegiului Armand Călinescu. Ce mi-a atras atenția e cum ar arăta. Bine, este o machetă realizată într-un program de grafică, nu este colegiul așa cum îl știm noi, de la stradă, dar arată foarte bine. Văd și mult spațiu verde, văd niște copăcei, copaci chiar. Vezi și nu crezi? Sau vezi și nu crezi? Și dacă cred sau nu cred? Primul pas a fost făcut până la urmă. Cred că se va moderniza, nu cred că va arăta așa la final, dar asta e... Noi să sperăm. Până la urmă primul pas a fost făcut și adică așteptăm să vedem. Adică am mai văzut proiecte de astea, machete și cu piața. Arăta într-un fel pe grafică și altfel, sigur, bine, nu zic că rău, dar totuși, nu la nivelul realizării grafice. Știi cum e, exact ca la fast food, vezi reclama aia pe geam cu un sandwich de la mamă, parat atât de apetisant și când te duci acolo și îți pune pe tavă o chestie plăștită și vai de capul ei. Bun. Așa. Mergem mai departe? Da. Bun, avem aici niște subiecte din social, aș spune, de interes și pentru... Mă rog, atât de interes pentru colegii de breaslă, că până la urmă noi când am avut discuția cu acest fost patron de presă, Paraschivescu, jurnaliștii, majoritatea, ca să nu spun toți, din Argeș s-au delimitat de
așa ceva, adică practic nici nu l-au considerat coleg de breaslă, dar să zicem că a fost patron de presă, a făcut ceva șantaj și alte lucruri, așa, la nivel foarte ridicat și ce s-a ales cu doar 6 ani și ceva de pușcărie cu executare. E ceva. Ideea e că acum se pare că sentința e definitivă, din câte citesc, și dacă respectivul nu se va preda de bunăvoie, vor veni să-l ridice de la domiciliu sau de unde se află. Cam asta e. Revista presei continuă, doamnelor și domnilor, avem informații din Curierul Zilei, iată subiect de primă pagină, povestea fetei răpite din Câmpul Lung. Un caz dramatic a avut loc la Câmpul Lung, acolo unde o copilă a fost racoltată de o grupare, fiind exploatată vreme de aproximativ 2 ani de zile. Fata avea 13 ani pe atunci, părinții fetei au venit la redacția Curierul Zilei și aveți detalii, amănunțite detalii importante în paginile 2 și 3 din ziar. Avem și informații și pagini de sport, paginile 4 și 5, iată, basketbaliștii argeșeni și-au aflat adversarul din turul 2, BCMU Pitești, CSM 2007 Focșani în Cupa României. Primul meci se va desfășura la Focșani pe 27 noiembrie, urmând care turul să aibă loc pe 4 decembrie. Vorbim și despre un campion la cross, este vorba despre argeșeanul Mihai Robert Dumitru. Trecem la pagina cu numărul 5, pagină dedicată sportului. În ultimele două etape au evoluat câte 54 de jucători sub 20 de ani, 5 juniori la Mioveni și FC Argeș. Și iată, avem așa, în ediția 2019-2020 a competiției, cluburile vor folosi pe durata întregii partii de 2 jucători sub 20 de ani, sunt eligibili fotbaliștii născuți începând cu 1 ianuarie 2000. Așadar, informații sportive 4 și 5 din Curierul Zilei. George? Avem și noi ceva sport. Da. Astăzi despre CSM Mioveni, faptul că dispută 3 meciuri într-o săptămână, e ceva. Și ce mi-a atras atenția, deși titlul e banal, Badea vrea performanță la FC Argeș. De ce e banal până la urmă acest titlu? Că este motivant, nu? Foarte motivant, doar că l-auzi la toți antrenorii care vin la orice echipă. Adică normal că vrei performanță, că doar nu vii să am venit să îngrop echipa sau eu mai știu ce. Să spui și că e comun, până la urmă, un titlu comun. E comun, da. Și, dar nu am, asta e, na, da. Asta e declarația și zice așa, nu am venit la Pitești să fiu mediocru, dimpotrivă, îmi doresc să readuc Argeșul pe prima scenă a fotbalului românesc. Și doar începe, nu știu, începe ca sportul ăsta argeșean să semene cu politica, așa, cu promisiuni, cu... Până la urmă, până la momentul dorit, trebuie să fim pozitivi. Cine dorește? Da. Cine? Bun, mergem mai departe, te rog, alte informații pe care le propune ziarul Argeșul astăzi. Da, avem și din pagina de tineret un interviu cu o piteșteancă, a participat la Vocea României și vorbește despre muzică, bineînțeles, și așteptări pe care le are și ce face, ce urmează să facă. Înainte de a te lăsa să închei această revistă a presei, dăm voie să citesc alte informații din Curierul Zilei. Mergem la pagina cu numărul 7, iată, citim. De asta la a doua cea mai bine vândută mașină din Uniunea Europeană. Avem și o mare festivitate care se va derula mâine, ceremonialul militar de Ziua Armatei. În fiecare an, în data de 25 octombrie, în toată țara se sărbătorește Ziua Armatei Române. Muzeul Municipal Câmpul Lung dorește să marcheze acest eveniment deosebit de important printr-o serie de manifestări ce vor avea loc sâmbătă 26 octombrie la Mausoleul Eroilor de la Mateiaș. Despre acest subiect vom vorbi și noi în partea a doua a matinalului. George, te rog. Colegul meu Gabi scrie un editorial foarte bun. Este pe politică, ce să mai. Dar ce îmi place e că nu face referire la concret cu cum sunt candidații de la prezidențiale, ci vorbește așa conceptual, adică poartă o discuție cu un om care a fost director la o mare întreprindere din Pitești
și îl întreabă dacă respectiva întreprindere, acum aflată pe Butuci, ar putea fi repornită și ce ar presupune acest lucru. Și ajungem la concluzia că, știi, în Pitești și în județ avem foarte multe fabrici care au fost terminate. În ideea în care, să zicem, s-ar reface sau ar începe o nouă, s-ar deschide o nouă afacere mare, problema ar fi forța de muncă. Și acest om, fost director, spune că el ar, probabil ar apela la cei cu care a lucrat, dar sunt foarte în vârstă. Deci, ideea este că forța de muncă este o problemă și, mă rog, concluzia duce către, până la urmă, către politic, care, mă rog, vorbesc despre proiecte ample, dar nu ating ceea ce contează cu adevărat, și anume învățământul, că de acolo pleacă oamenii buni până la urmă. Da, într-adevăr. George, dacă ar fi să tragem o concluzie, iată, sub efectul știrilor de astăzi, care ar fi aceea pentru a încheia revista Păstăi? Păi, concluzia, dacă e să fac așa un colaj, da, cu ce am auzit și din colegii, de la colegii noștri, uite, ei au povestea unei tinere fete, noi avem povestea porcului și concluzia e că sunt povești ambele adevărate, deci nu sunt basme. Da. George Olteanu, redactor, iată, la ziarul Argeșul, îți mulțumesc pentru prezența în emisiune, te aștept și cu altă ocazie. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, rămânem împreună la Cafeaua cu Piper. Avem invitat matinal în câteva momente profesorul doctor universitar Cornel Popescu, directorul Muzeului Județean Argeș. Vorbim despre un eveniment de maximă importanță care se va desfășura mâine de Ziua Armatei. Bună dimineața! Lanțul românesc de supermarketuri Jam vă așteaptă în Topoloveni și Pitești cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. Acum la super ofertă, un de lemn de la bunica, un litru la doar 5,49 lei. Jam, supermarketul argeșenilor. Antrenează-te pentru cumpărături. Pregătește-te să duci cât mai mult acasă. De ce? Pentru că... Fie că ai nevoie de lucruri mari sau de lucruri mici, toate le găsești aici. Zi de zi la Argintex prețuri bune zâmbesc. Jucării, mobilier sau obiecte doar din fier, căi, clanță sau mâner. Deci, mămici, tătici, bunici, tot ce luați, să luați de aici. Toate sunt la Argintex, fiindcă ieftin. Argintex. Seducătoare, fantastice piese de lenjerie de firmă. Ce cumpărăm, cum alegem, pentru cine alegem. Poșete și accesorii din piele unice în Pitești. Lenjerii de pat de calitate, cadouri rafinate, cosmetice și mici obiecte de design interior. Piața Firenze, o veste bună. Da, avem stil și în Pitești. Carrefour este partenerul care are grijă de confortul tău, așa încât a preluat și aplicația românească de livrări Bringo, cu ajutorul căreia distanța chiar nu mai contează. Cumperi de toate oriunde, rapid. Bringo. Un click de acasă sau de la birou și produsele Carrefour dorite sunt ale tale. Bringo. Shopping de calitate cu economie de timp. O experiență vastă în domeniul fashion pe piața de confecții din 2016. Prin intermediul mai multor magazine online, brandul Larissa Fashion a dorit să aducă moda în România la prețuri accesibile. Haine originale, comode, versatile pentru birou sau evenimente office, ori timp liber, evenimente fastuoase sau ieșiri din oraș cu prietenii, la o calitate superioară și prețuri decente. Prin magazinele din galeria Oșan Bradu, dar și din zona nord a Piteștiului, Larissa Fashion este deja un loc de socializare în care te distrezi în evenimente regulate și faci shopping cu plăcere. Larissa Fashion. Ne răsfățăm clientele cu stil.
Autoservirea Central de lângă Casa Cărții vă invită la cea mai gustoasă masă de prânz sau cină. Sunt pregătite zilnic de luni până sâmbătă meniuri delicioase din ingrediente proaspete și fără adaosuri nesănătoase. Avem o paletă largă de mâncăruri gătite cu poftă. Zilnic Autoservirea Central pregătește 50 de feluri de mâncare. Meniul zilei la doar 9 lei și 90 de bani. Avem și oferte speciale, o ciorbă la 3 lei și 90 de bani, felul 2 la același preț. Vă invităm să serviți și preparatele specialități, ciolan la cuptor, pulpă și piept de rață, somon și dorada, paste cu fructe de mare, lasagna și paelia. Noi vă oferim o soluție sănătoasă pentru a vă hrăni. Autoservirea Central, ieftin, proaspăt și gustos. În inima făgărașilor, hotelul Posada Vidraru își răsfață de acum clienții cu o spectaculoasă piscină și un ansamblu spa rafinat, masaj, fitness, saună, jacuzzi. Petrece o vacanță cu un stil de viață sănătos. Proprietatea oferă cazare și facilități de excepție, camere luminoase și curate, bucătărie delicioasă, excursii cu vaporașul sau drumeții, dar și activitățile în centrul spa. Evaluat la superlativ de clienții săi, hotelul Posada Vidraru vă așteaptă în peisajul fabulos pe malul lacului Vidraru, sub creasta Făgărașilor. Convingeți-vă! Vizitați-ne direct pe Transfăgărășan sau contactați-ne pe posadavidraru.ro. De peste 26 de ani, Pentarom este o firmă de prestigiu național care își respectă partenerii de afaceri prin calitatea produselor și seriozitatea în livrare. Comercializează piese de schimb auto, fabrică și comercializează ambalaje de carton destinate în principal industriei de automobile, industrie alimentare, a bunurilor de consum sau farmaceutice. Produce combustibil ecologic, a dezvoltat o linie automatizată de îmbutăiere apă minerală microbiologic pură marca Iezer. Crește și comercializează păstrăv și crap. Pentarom. Respect pentru calitate și seriozitate în business. Magazinul Universal din strada Târgu din Vale comercializează o gamă de peste 100 de modele de hidrofoare și pompe, produse de alimentare cu apă, gaze și canalizare la cele mai mici prețuri. Magazinul Universal vinde toată gama de instalații sanitare, calorifere și centrale, vopseluri și produse de uscaznic. La noi găsiți produse de calitate diversificate la cele mai mici prețuri. Magazinul Universal din strada Târgu din Vale, numărul 34. Acum, super ofertă, sobă Fantasia la doar 489,90 lei, ușă, sobă la doar 75,90 lei și plită cu 3 ochiuri la doar 124,90 lei. Povestea celebrei cofetăriei mușcelene Iepurașul merge mai departe, acum la Pitești, într-un nou concept, Haute Couture. Brandul Maiore by Ciocolateria Iepurașul provoacă gusturile rafinate prin întoarcerea la materia primă naturală, făină, cacao neagră, ouă și lapte. Fructele confiate, glazura fără coloranți din piure de fructe, ciocolată cu orez expandat sau cu alune de pădure întregi, ciocolata cu fulgi de cereale, sunt doar marca Maiore. Convingeți-vă gustând prăjiturile proaspete și pralinele din ciocolată belgiană, Maiore by Ciocolateria Iepurașul. De 20 de ani în preferințele dumneavoastră. Lexford Castel, un reper pentru învățământul argeșan cu peste 11 ani de experiență, instituția de învățământ acreditată, oferă servicii educaționale de cea mai înaltă calitate. Școală primară, grădiniță, after school și summer school. Dezvoltarea intelectuală și emoțională a copilului este în centrul preocupărilor Lexford Castel. Creșterea, socializarea și educația într-un mediu de excelență pentru copilul dumneavoastră este cea mai bună investiție pe care o faceți. Lexford Castel, școală și grădiniță. Învățământ românesc la nivel european. Un vis devenit realitate de 12 ani. Paradisul frumuseții, salonul de înfrumusețare cu tradiție în Pitești, vă invită să-i treceți pragul și să profitați de aparate revoluționare de înaltă tehnologie. Remodelare corporală, slăbire, rejuvenare facială, servicii de coafor, cosmetică, manicură și pedicură. Specialiștii salonului nu sunt doar pasionați de a vă pune în valoare frumusețea, dar și preocupați în detaliu de nevoile fiecarei cliente. Paradisul frumuseții, ani buni de rezultate spectaculoase. Bulevardul Republicii, numărul 164. În clinica lui Estetic Art, medicii specialiști în bine estetica dentară și estetica facială, pentru ca dumneavoastră să aveți o înfățișare plăcută, un zâmbet cât mai încrezător, dar și să creați o impresie bună. Profitați acum de noi oferte la clinica lui Estetic Art. Anti-aging, mezoterapie, tratament pentru alopecie, tratament pentru ciarcăne, PRP plus cocktail facial și terapie Dracula plus cocktail facial. Lui Estetic Art. Rezervați-vă dreptul de a profita de cele mai bune servicii estetice și medicale.
Hai la focul lui Sumedru! Vineri 25 octombrie, Primăria și Consiliul Local Țițești vă invită, începând cu orele 16:30, la un spectacol de muzică populară și artiști locali în centrul civic, cu participarea ansamblului Brâulețul din Țițești și Mini Taraful Casei de Cultură Țițești. La ora 18:30 se va aprinde focul și va începe festivalul gogoșilor pregătite cu multă dragoste de gospodinele satului. Vă așteptăm cu drag la focul lui Sumedru! Lanțul românesc de supermarketuri Jam vă așteaptă în Topoloveni și Pitești cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. Acum la super ofertă, un de lemn de la bunica, un litru la doar 5,49 lei. Jam, supermarketul argeșenilor. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, răsfoim file de istorie în cele ce urmează și ne reîmprospătăm memoria pentru a pregăti un moment de sărbătoare de suflet românesc. Mâine, 25 octombrie, cinstim eroismul și jertfele prin care, de-a lungul timpului, oștirea noastră și-a îngemănat faptele de armă cu soarta neamului românesc, îndeplinindu-și misiunea nobilă de a apăra unitatea națională și integritatea teritorială a statului român. Invitatul matinal de astăzi este profesorul universitar domnul Cornel Popescu, directorul Muzeului Județean Argeș și doctor în istorie, foarte important. Bună dimineața și bine ați revenit în studio. Bună dimineața dumneavoastră și telespectatorilor și vreau să vă mulțumesc pentru invitație și iată pentru oportunitatea de a putea vorbi despre Armata Română la acest aniversar. Dați-mi voie să vă spun, domnule profesor, pentru că astăzi, în mod clar, ne veți oferi o lecție prețioasă de istorie. Avem un subiect care ne onorează și pe care îl trebuie și îl tratăm în mod clar cu respect. Iată, face referire la ziua de mâine, 25 octombrie, când sărbătorim Ziua Armatei Române. Așa este și aș vrea să încep prin a ura sănătate, fericire, împlinirea tuturor dorințelor și un sincer și călduros la mulți ani tuturor celor care servesc patria sub drapel, care sunt angajați ai Ministerului Apărării Naționale, ai Ministerului de Interne, dar și a structurilor de securitate, siguranță națională și trebuie să ne gândim și să le urăm la mulți ani și sănătate și celor care sunt acum în rezervă și în retragere, dar și veteranilor de război care au luptat sub drapelul românesc pentru apărarea, așa cum ați subliniat și dumneavoastră, pentru apărarea integrității teritoriale, pentru realizarea unității naționale, pentru apărarea independenței de stat și a libertății poporului român. România poate fi comparată cu o stână carpatică așezată la un vad de lupi. Întotdeauna în istorie am fost prin așezarea noastră geografică la confluența intereselor unor mari puteri. Așadar, ne-am confruntat cu... am avut parte de confruntări asimetrice. Că a fost Imperiul Otoman, că a fost Imperiul Țarist și apoi Uniunea Sovietică sau că a fost Imperiul Habsburgic, apoi Austro-Ungaria. Iată, au existat în permanență interese atât teritoriale cât și politice sau economice asupra teritoriului român. Și, bineînțeles, diplomația și, nu de puține ori, armata a trebuit să apere interesele poporului român și să apere statul național unitar român. Vorbim de epoca modernă și de Armata Română modernă. Trebuie să știți că sunt câteva date și de referință și câteva cifre rotunde. În septembrie acest an s-au împlinit 190 de ani de la semnarea tratatului de la Adrianopol, care consfințea pacea între Rusia și Imperiul Otoman și care avea un articol 5, articol osăbit privind principaturile române, un articol extrem de important pentru că putem spune acesta este actul de naștere a României moderne și actul care va genera și care va permite atât desfășurarea Revoluției de la 1848, cât și unirea de la 1859, deci evenimente ulterioare care au fost în favoarea noastră ca națiune și ca stat. Dar acest articol prevedea și înființarea miliției naționale, adică a primelor unități regulate, deci practic primele unități militare ale armatei române sunt înființate pe baza acestui articol din 1829. Așadar, 190 de ani am putea spune de la acest moment.
Tânăra armată română modernă începe să fie organizată în timpul unui regim de ocupație țarist, trebuie să spunem acest lucru, însă în 1848, în timpul Revoluției, sunt înmânate primele drapele de luptă unităților militare și în 13 septembrie 1848, nu numai, sigur, în primul rând, pompierii conduși de căpitanul Pavel Zăgănescu, dar și regimentul de artilerie și regimentul de linie, regimentul de infanterie, opun rezistență otomanilor care intrau în București și care astfel încercau să apere populația și interesele românești. Apoi, 1859, iată, 160 de ani, o altă cifră rotundă, marchează la data de 12 pe 24 noiembrie înființarea de către, prin înaltul decret al lui Alexandru Ioan Cuza, a statului major general, care astăzi poartă denumirea, de fapt de anul trecut, poartă denumirea de statul major al apărării. Este organismul central, am putea spune creierul, cel care, unitatea, organismul care concepe, planifică și se ocupă de instruirea, de modul de realizare a instrucției pentru toate categoriile de forțe ale armatei române, forțe terestre, forțe aeriene și forțe navale. Așadar, iată, avem 160 de ani de la înființarea principalului organism al armatei române. Și de la, practic, Alexandru Ioan Cuza, după dubla sa alegere și recunoașterea pe timpul domniei sale a Unirii Principatelor, știți că începe o modernizare instituțională și legislativă, practic trece la modernizarea României, dar printre multele reforme, prima reformă este, iată, cea de organizare a puterilor armate, de organizare a armatei, pentru că este conștient că avem nevoie de o armată puternică, armata fiind garantul suveranității, dar și garantul integrității teritoriale. Și trebuie să mai spunem un lucru, armata, pe timp de pace, conform doctrinei militare de apărare a Republicii România, are principalul rol de descurajare a oricărei agresiuni. Deci, înainte de a interveni și de a apăra cu arma mână, practic, armata are rolul de a descuraja și preveni toate, să spunem așa, proiectele de operații sau toate planurile inamicilor. Apoi, după Cuza, Carol I este numit principe al românilor și acesta, de asemenea, prima reformă pe care o realizează este de a reforma puterile armate, deci de a reforma armata. Și s-a văzut acest lucru pentru că în 1877-1878 armata română, deși nu participase până atunci la o mare confruntare, de fapt la niciun război, reușește nu numai să înfrângă armata otomană, pentru că singurele victorii purtate pe câmpul de luptă, chiar dacă luptam alături de ruși, sunt în contul armatei române și Osman Pașa se predă la Plevna unui colonel român, colonelul Mihail Cristodulo Cerchez. Iată, românii își apără cu arma mână și câștigă, de fapt, cu arma mână independența de stat și apoi armata română va trece printr-o serie de reforme, de organizări și va participa la alte confruntări, la cel de-al doilea război balcanic, la războiul de reîntregire națională între 1916 și 1919 și iată, anul acesta sunt 100 de ani de la respingerea ofensivei maghiare care s-a finalizat cu intrarea armatei române în Budapesta la 4 august 1919, iar și apoi participarea la cel de-al doilea război mondial, pentru că trebuie să ne apropiem de această dată de 25 octombrie și să înțelegem de ce 25 octombrie este ziua armatei și nu o altă zi. Doamnelor și domnilor, nu pot să nu remarc, iată, pasiunea pe care o are un om pentru ceea ce și-a ales să transmită mai departe și vă mulțumim pentru această lecție de istorie și chiar aici vreau să ajungem. Care este, de fapt, însemnătatea acestei zile de 25 octombrie? 25 octombrie este un moment important, pentru că la 25 octombrie 1944, ultima brazdă de pământ românesc din Transilvania, și trebuie să subliniem acest lucru, nu ultima brazdă de pământ românesc, ci ultima brazdă din Transilvania,
adică Careiul, Satul Mare, sunt eliberate de către Armata Română și se punea astfel capăt odiosului dictat de la Viena din 1940, care ne răpise Transilvania de Nord-Vest. De ce am spus ultima brazdă din Transilvania și nu ultima brazdă de pământ românesc? Pentru că Basarabia, Bucovina de Nord, Herța și Otinul, din păcate, după 23 august 1944, au reintrat sub ocupația sovietică. Este un moment extrem de important pentru că după 23 august 1944, chiar dacă devenim aliații Uniunii Sovietice și ai anglo-americanilor, teritoriul național este eliberat în mare parte de către Armata Română și prin eforturile militarilor români. Și bineînțeles, și după 25 octombrie 1944, Armata Română va continua operațiunile în cel al război mondial, vom participa la marea operațiune de la Budapesta și apoi vom ajunge aproape de Viena, la câțiva kilometri de Viena, după care la ordinele și la presiunile de fapt sovietice vom acționa în Cehoslovacia cu un rol extrem, extrem de important în Cehoslovacia, pentru că am asigurat, acolo erau trupe SS, dar am asigurat spatele atât linii armatei lui Jukov, care înainta prin Polonia, cât și armatei lui Rolion Malinowski, care înainta prin Austria. Deci, iată, Armata Română a avut un rol extrem de important și România, efortul României de război a fost imens, nu numai că s-a scurtat războiul cu 6 luni, prin actul de la 23 august 1944, dar prin faptul că Armata Română a reușit să țină trupele SS în Cehoslovacia, cele două linii principale de înaintare sovietice au putut să își continue deplasarea către Berlin. Sigur, 25 octombrie a devenit ziua armatei după 1959. Deci, iată, avem acest nou, ne marchează 1829, tratatul de la Adrianopol, 1859, înființarea statului major general al armatei și 1959 se hotărăște prima dată ca ziua armatei să fie 25 octombrie. De ce? Pentru că în 1958 trupele sovietice s-au retras din România. Practic, din 1944 până 1958 am avut trupe sovietice care au staționat în România. În 58 aceste trupe se retrag și practic este un semn de independență din partea Armatei Române după retragerea trupelor sovietice și stabilește această dată de 25 octombrie drept ziua armatei și o zi de referință, nu numai pentru armată, ci pentru istoria națională. Și din 1959 până în prezent armata a sărbătorit această zi. Cu toate că, trebuie să spunem, fiecare categorie de forțe are o zi specifică, 23 de Sfântul Gheorghe. 23 aprilie este ziua forțelor terestre, avem 20 iulie de Sfântul Ilie, ziua forțelor aeriene și 15 august de Adormirea Maicii Domnului avem ziua forțelor navale. Bineînțeles că și fiecare categorie, fiecare armă sau specialitate militară are o zi anume, însă iată 25 octombrie este data care însumează și care adună practic tot organismul militar la ceas de sărbătoare și trebuie să spunem că și după 1958-1959 Armata Română trece printr-o serie de transformări. Avem o armată formată pe model sovietic până în 1989. Deși după 1965 Armata Română, deși România este membra tratatului de la Varșovia, Armata Română nu va permite aplicații militare sau prezența de trupe străine, sovietice sau ale tratatului pe teritoriu național. După 1990 va trece printr-o perioadă de reformare și se va trece de la militari în termen la militari angajați pe bază de contract și, bineînțeles, totul a culminat cu anul 2004, deci practic sunt 15 ani de când România este membru NATO. În prezent, prin doctrina noastră militară de apărare, avem 3 piloni de securitate, parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii, Alianța Nord-Atlantică și trebuie să spunem să ne mândrim cu faptul că, iată, de câteva zile noul secretar general adjunct al NATO este un român, în persoana lui Mircea Joană, și, bineînțeles, Uniunea Europeană și faptul că România este membra a Organizației Națiunilor Unite și a Organizației de Securitate și Cooperare în Europa. După 1990, Armata Română și-a făcut datoria, a asigurat o umbrelă de securitate necesară statului român și a participat ori sub mandat ONU, ori sub mandat NATO la
în diferite teatre de operații internaționale din Bosnia-Herțegovina, Kosovo, Irak, Afganistan, Ciad sau în alte zone de pe glob unde s-a impus și unde a fost necesar acest lucru. Și trebuie să subliniem că, iată, și astăzi militarii români cu resursele pe care le au logistice, mai bune sau mai puțin bune, reușesc să-și îndeplinească obiectivele, rolul și să execute misiunile încredințate și sperăm, pentru că toți suntem la un ceas aniversar, ca în anii care vor urma să beneficieze și de o înzestrare adecvată. Dacă ar fi să facem referire, iată, la simbolurile argeșene care fac referire la armată, ce ne puteți spune? Păi avem în Argeș mausoleul de la Mateiaș, care este o pildă numai de istorie, este un pios omagiu adus celor care s-au jertfit pentru patrie în 1916 și trebuie să subliniem că la Mateiaș este singurul sector de pe Carpații, linia Carpaților, unde armata română a rezistat, însă din considerente strategice am fost și nevoiți să ne retragem și de aici din culoarul Rucăr-Bram pentru că se pierduse pe Olt și pe Jiu și riscau să intre în încercuire. Și sigur, nu numai mausoleul Mateiaș, în fiecare sat, în fiecare comună din Argeș, dacă mergem, avem monumente ale eroilor unde vedem zeci, sute de argeșeni, de mușeleni, de români adevărați care au murit pentru patrie. Ce anume ați spune tinerilor, iată, referitor la importanța unei zile atât de importante, atât de specifică neamului românesc? Trebuie să ne cinstim eroii în viață și trebuie să privim cu admirație la acești compatrioții ai noștri care își riscă, poate în anumite situații, viața pentru asigurarea libertății noastre și pentru asigurarea unei stabilități, a integrității teritoriale și a suveranității naționale. În altă ordine de idei, înainte de a extrage bobul de piper din ceșcuța emisiunii, aș vrea să ne spuneți despre evenimente, despre noutățile, iată, propuse de Muzeul Județean Argeș pentru perioada următoare. Chiar pe 25 octombrie, chiar mâine, chiar de ziua armatei, vom avea un simpozion urmat de vernisajul celei de-a 51-a ediție a Expoziției Naționale de Artă Naivă, noi fiind singura instituție care avem o expoziție națională de artă naivă permanentă. Apoi vom organiza în luna noiembrie Festival Internațional Dinul Ipati, pentru că noi avem, așa cum bine știți, o expoziție dedicată chiar în Casa Memorială a marelui pianist român Dinul Ipati la Leordeni. Și bineînțeles o serie întreagă de expoziții temporare, dar și de alte surprize pe care le vom oferi publicului vizitator. Și pe final v-aș ruga să extragem bobul de piper din ceșcuța emisiunii, care constă, iată, într-o întrebare. Dacă ar fi să schimbați un moment din istoria României, care ar fi acela? Sigur, dacă nu putem face istorie contrafactuală cu dacă sau cu poate, însă tragicul an 1940 ar trebui schimbat, pentru că a fost un an din iunie, de la ultimatumul sovietic, august, dictatul de la Viena și septembrie, tratatul de la Craiova, au dezmembrat România și am pierdut foarte multe teritorii și, din fericire, Transilvania de Nord-Vest s-a reîntors la patria mamă România, însă celelalte teritorii astăzi nu mai sunt în componența statului român. Doamnelor și domnilor, așa cum am prevăzut, iată, am avut o veritabilă lecție de istorie din partea domnului profesor Cornel Popescu, directorul Muzeului Județean Argeș. Vă mulțumesc pentru aceste informații și... Și eu vă mulțumesc pentru invitație. O zi cât mai frumoasă. La fel. Așadar, mâine, 25 octombrie, este una dintre cele mai importante sărbători naționale în care poporul român își omagează armata, faptele ei de arme din trecutul îndepărtat și mai apropiat, pe toți cei care în haină militară sunt permanent la datorie. Doamnelor și domnilor, ne oprim aici. Vă doresc o zi cât mai frumoasă. Numele meu este Dana Popescu. Rămâneți cu programele Antena 3. Ne vedem și mâine de la ora 7. La revedere! Lanțul românesc de supermarketuri Jam vă așteaptă în Topoloveni și Pitești cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. Acum la superofertă, un
de lemn de la bunica, un litru la doar 5,49 lei. Jam, supermarketul argeșenilor. Povestea celebrei cofetăriei mușcelene Iepurașul merge mai departe, acum la Pitești, într-un nou concept. Haute Couture, brandul Maiore by Ciocolateria Iepurașul, provoacă gusturile rafinate prin întoarcerea la materia primă naturală. Făină, cacao neagră, ouă și lapte. Fructele confiate, glazura fără coloranți din piure de fructe, ciocolată cu orez expandat sau cu alune de pădure întregi, ciocolata cu fulgi de cereale, sunt doar marca Maiore. Convingeți-vă gustând prăjiturile proaspete și pralinele din ciocolată belgiană, Maiore by Ciocolateria Iepurașul. De 20 de ani în preferințele dumneavoastră. 400 de metri pătrați în care frumusețea este la ea acasă. Salon Bela Popescu, unul dintre cele mai mari și avangardiste saloane din România. Două nivele deservesc dorințele și capriciile celor mai pretențioase cliente. Aparatură ultramodernă, dotări de ultimă tehnologie, produse de lux. O atmosferă prețioasă și exclusivistă. Și cel mai important, aici se pregătește permanent o echipă de specialiști. Sunt ultra calificați de către trainer de top. Coafor, cosmetică, remodelare corporală, centru de bronzat, manicură, pedicură, extensii de păr, gene, fir cu fir, micropigmentare, make-up, dar și cea mai bună academie de formare profesională din țară, certificată de Ministerul Muncii. Toate sub un singur brand, salonul Bela Popescu, cea mai cool locație. Vedetele vin la noi, fix în centrul Piteștiului. Salonul și Academia Bela Popescu. Lanțul românesc de supermarketuri Jam vă așteaptă în Topoloveni și Pitești cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. Acum la super ofertă, un de lemn de la bunica, un litru la doar 5,49 lei. Jam, supermarketul argeșenilor.